Conform codului electoral, precum și a altor prevederi ale legislației în vigoare, responsabil de a propune Comisiei Electorale Centrale deschiderea secțiilor de votare peste hotare aparține Guvernului Republicii Moldova. Am depus un demers în acest sens către guvern la data de 15 iulie, prin care am solicitat guvernului să intervină cu această propunere către Comisia Electorală Centrală și să solicite deschiderea a 200 de secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova aflați la muncă pe teritoriul Federației Ruse. Cu regret, până la ziua de astăzi, guvernul nu a expediat un răspuns în adresa noastră, precum nici nu a luat nicio hotărâre în acest sens. Prin urmare, depunem un demers repetat către Guvernul Republicii Moldova, prin care solicităm repetat deschiderea a 200 de secții de votare pe teritoriul Federației Ruse. Aceste drepturi și aceste solicitări sunt susținute și de către reprezentanții organizațiilor internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, cu care am avut întrevederi oficiale și care și dânșii luptă pentru respectarea drepturilor omului, inclusiv dreptul la vot. Totodată atenționăm Guvernul Republicii Moldova, fiecare membru al Guvernului, precum și primul ministru, despre răspunderea penală pe care o vor purta fiecare în parte pentru neglijența în serviciu, pentru abuz de putere, pentru îngrădirea drepturilor cetățenilor la exprimarea voinței sale în cadrul alegerilor parlamentare, în caz dacă nu vor întreprinde acțiunile concrete, dacă nu își vor realiza obligațiunile pe care le au și nu vor aproba o asemenea hotărâre și nu vor solicita Comisiei Electorale Centrale deschiderea secțiilor de votare pe teritoriul Federației Ruse. Înțelegem destul de bine că primul ministru Iurie Leancă este exponent al Partidului Liberal Democrat și că acesta folosește funcția pe care o deține în interesul acestui partid, precum și în interesul partidelor de la guvernare. Tocmai de aceea îl atenționăm direct pe Iurie Leancă, care este responsabilul direct de numele guvernului de a veni cu o asemenea propunere către Comisia Electorală Centrală, urmare unei hotărâri de guvern, că nimic absolut nu-l va apăra de răspunderea penală în caz dacă nu va întreprinde măsurile necesare pentru deschiderea secțiilor de votare pe teritoriul Federației Ruse, astfel încât să asigure dreptul constituțional al cetățenilor, dreptul la vot.